Așa, astăzi suntem în 21, parcă, nu? În 22. Și recapitulare pentru teză facem. 0, 5, 2, 10. Recapitulare pentru teză, da? Facem și noi să vorbim cu profesorul rectorii. Deci recapitulare pentru teză. 15.000 de centilitri. Recapitulare. Pentru teză. De 15.000 de centilitri plus 300 de centimetri cubi plus 300 de centimetri cubi centimetri cubi cubi egal cu câți litri? Egal în litri. Hai să vedem cum gândim. Cine are o propunere? În litri, da. Centilitri, 15 centilitri. O secundă. Aici vedeți unități de măsură de, din diverse zone. Centimetri cubi, e vorba de măsurarea volumului. Care e unitatea de măsură la volum? Metru cub. Da. Măsura acolo e decimetri cubi, nu centimetri. Așa e, centimetri. Centimetri. Așa e, centimetri. Centimetri cubi, decimetri cubi. În deci, deci, nu decilitri. Decimetri. Decimetri cu, pentru că am mai spus și așa, dar un decimetru... Scrieți mare cu altul doar. Scrieți mare și da, nu scrieți. Un decimetru cu... Și băgat cu un litru. Deci un decimetru, un decimetru cu egal un litru. Aici este foarte legătura. Deci trecerea de la unități de măsură a capacității la unități de măsură ale volumului, aici face legătura cu un decimetru cub, adică e vorba de un cubuleț, așa trebuie să gândiți, un cub micuț de 10 pe 10, da? De 10 pe 10, adică să aibă ce? Să aibă 10, 10 decimetri. Dimensiunea asta, 10 decimetri asta și înălțimea tot 10 decimetri. În cubulețul ăsta, în cap, deci în cubulețul ăsta, în cap, în cap e un litru. În cap e un litru. Așa, ăsta e mărturul. Deci avem și aici 10 decimetri. De ce decimetri cubi? Pentru că avem o dimensiune 10 decimetri cu cealaltă cuneară 10 și înălțimea 10. Și decimetru, 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 cum zice, când mulțim aceeași unitate. De trei ori, da? Latra ori, latra în patru, latra la treia. Da. Da. Exercițiul ăsta, 30 centimetri cubi transformă în 0,3 decimetri cubi. Da. Asta trebuie să revenim aici. Uite ce să vă rog. Când suntem pe o idee, rămânem până o finalizăm, până o înțelegem. Deci, de ce vorbim de decimetru cub? Pentru că avem minte un cubuleț cu latura de 10, iar acolo, dacă aș răsturna un litru de apă, de vin, un litru de lichid, acel litru de lichid înseamnă că umple cubulețul respectiv. Și de aceea spune un decimetru cub, un decimetru cub, adică un cub cu latura de 10 decimetri, este egal cu un litru. Că fiindcă în cap, acolo un litru. Ăsta e motivul. Nu este un mofta prima, ci este o chestiune practică, concretă. Nu pot să spun că un decimetru pătrat în cap un litru. Că decimetru pătrat însemna un pătrat cu latura de 10. Cum să pui pe palmă, cu 10 pe 10, să pui un litru de lichid? N-am cum, trebuie și perete la, da? Și înălțime. Asta e motivul, da? Ei, acum, fiindcă ne cerem în litri, vrem neapărat, iată, da? Atenție, că știți că îmi distrageți atenția dacă sunteți aici pe lângă mine. Eu fac efortul maxim, să nu mă așa.
Deci vreau să ajung la litri, de fapt la cine pot să ajung? La decimetri cubi. Deci faptul mi se cere să aflu câți litri în cap, acolo unde am centilitri, deci am unități de măsură ale litrului, cu multipli și sub multipli săi, mă duc spre litru. Unde am pentru volum, mă duc spre decimetru cub. Da? Deci notați-vă. Deci, fiindcă un decimetru cub egal cu un litru, căutăm să ajungem fie decimetri cub, fie litri. Da? Bun. Hai să vedem cât face 15 litri centilitri. Poți fi? 0,015 litri. Nu? Nu. Așa, nu mai gândit. De ce? Nu vă grăbiți. Lăsați să vă zic ce spune. Asta scrisc. Cu cât cresc și descresc unitățile mă? De ce cu 1000? Cu 10. Cu 1000. O să fie. Vă rog tare mult să încercați să înțelegeți bine lucrurile. Deci, la unități de măsură, la lungime, care e unitatea principală de măsură la lungime? Este metru, da? Cu cât crezi și descrezi, Darius, la unități de măsură, multipli sub multipli, cu cât crezi și descrezi? Păi, din cât în cât crezi la lungime, numai lungime. Deci un metru și urmă, decametru, hectometru, kilometru. Din 10 în 10. Din 10 în 10. Te-i bate în cap. Da? Deci metru este aici. Acum, decimetru, centimetru, milimetru, da, decametru, hectometru și kilometru. Deci, vedeți, pentru lungime. Unitatea principală de măsură este metru, cu multipli și submultipli săi. Pentru suprafață, la suprafață, metru pătrat. Adică, când măsurăm o anumită suprafață, să vedem cât e mare, nu mai putem măsura cu metru, pentru că are și o altă dimensiune. Și de aceea am vorbit de lungime și lățime. Și atunci, lungime ori lățime, iată de ce apare metru pătrat. Un metru așa și un metru așa. Deci metru pătrat, eu zic un metru pătrat, trebuie să înțelegeți că e vorba de un pătrat cu latura de un metru. Așa trebuie să vedeți. Când zic metru pătrat, adică un metru pătrat. Un pătrat cu latura de un metru. Și aici din 10 în 10, da? Din 10 în 10, cresc și descresc. Din 10 în 10. Pe cât aici, dam la a doua. Hectometru la a doua. Kilometru la a doua. Decimetru la a doua. Centimetru la a doua. Și milimetru la a doua. Cresc și descresc din cât în cât aici. Din? Din? 100 în 100. Din 100 în 100. Foarte important. A, da. Hai, atenție multă. Eu a doua. Da? De aceea insist și tot vă spun că faceți ochii mari. Aici din 100 în 100. Fiindcă e la a doua. 10 o 10. 10 la a doua. În sfârșit, pentru unitățile de măsură, pentru volum, vorbim de metru cub, metru la a treia. Și atenție! E vorba de un cubuleț cu latura de un metru. Un metru lățime, un metru lungime și înălțime un metru. Așa, când zic metru cub, un metru cub, așa trebuie. Un cub cu latura de un metru. Și acum, dam la a treia, hectometru la a treia și kilometru la a treia, un kilometru la a treia ce ar fi? Ar fi un cub cu latura de cât e? Un kilometru. Din cauza asta vorbim de kilometru la a treia. Decimetru cub, centimetru cub și respectiv milimetru cub. Dragilor, din cât în cât aici? Din cât crește și descresc aici? Din?
Da? Vezi că descrie din o mie, o mie. Și acum să ne întoarcem. O 15.000 de centilitri nu am prezentat, dar și unitate de măsură pentru capacitate este litru. Deci litru. Și urmează de sub. Deci litru, centilitru și mililitru. Mililitru. Deci decalitru, hectolitru și kilolitru. Da? Atenție acum. Aici din 10 în 10, copii. Deci din 10 în 10. Vedeți și descris. Nu mai e la pătrat sau la cub. De aia, e litru sau metru, e aceeași chestie. Tot din 10 în 10, dar și da? Decalitru, da? Și acum, 15.000 de centilitri. De ce mi-ai spus tu că îți fac 0,0, nu știu ce? Eu am obținut greșeală la al treia. Bun, și acum, în situația asta? 1500. 1500 de cine? De, nu mă scuzați, 150 de litri. Bravo! 0,3. Deci va face aici un 150 da? De litri. De la centilitri m-am dus la decilitru și încă... Și încă un. Adică 150 de litri. Ai avut șansă pentru că suntem în aceeași scară. La litru, da? Plus. Și ai urmărit că cum vreți în litru, zice, gata, mă descurc. Plus, aici îmi dezi măsură la volum. Zim? E ca cu 30 de nu, e ca 10 metri cubi. 30 de metri cubi. Adică 30 de metri. Adică, taci, David, un pic. Să vedem cum ai gândit. Da. Fiecare să aveți cătare și asculta să lămurească, domnule. Ce ascultă, domnule? Noi suntem în centimetri cubi. E 0. Da, suntem aici. A, e 300 de milioane. 300 de milioane de? Centimetri. De decimetri cubi. Deci un centimetru cub, dacă sunt mai 300 de centimetri cub, vor fi mai mult sau mai puțin la decimetri cubi? Mai mult. Mai mult. 300 de mii. Deci, centimetru atât de mic, da? Centimetru cub. Adică, bun. Și decimetru cub e de 10 ori mai mare. Da. Și vor fi mai mulți decimetri cub sau mai puțin? Mai puțin. Mai puțin. Așa acolo, pe 3. Dar cu cât crezi și descris în test de măsură la volum? O mie. O mie. Și atunci, aici ce trebuie să fac? Pui... Așa. Și eu să zic? Și cât vine? 0,3. Asta e numai, da, Marius. Da, dar uite, cu ok, vezi că sunt greutăți. Dacă ne trebuie să dimensiunea. Atenție multă. Nu vă bătați așa cu apă. Gata, eu știu, nu-i problemă. Uite că trebuie să fim atenți. Exact. Da? Deci facem aici 0,3. Ce? Ce să zic? 0,3? Litri. Litri. Adică decimetri. Care va fi transformată în litri și deci vom avea 150 litri plus 0,3 litri, care face cât? 150,3 litri. Mai facem, domnule. Urmăriți scara și, domnul profesor, dacă îmi permite, și la teză, și la test, nu vă fie rușini, faceți scara. Scrieți un spațiu, e o mie, țineți cont de asta. Gândiți-vă, e mai mult, e mai puțin. Tratăm cu multă superficialitate. Toți. Da, și este o stare de infatuare, de mândrie. Da, eu știu, nu e rău. Dar nu știu nicio. Exact. Haideți, ia să vedem. Hai, face. Ia să vedem. 1200 centimetri. 1200 centimetri. Plus 150 decimetri. Plus 2,5 decametri.
Egal cu câți metri? Egal metri, da. Egal câți? Metri. Metri egal cu un metri. Fiecare pe rând. Domnul profesor Băbuni și nu zice altcineva. Da, nu așa. Nu zice altcineva. Nu creează individual. Da, și nu urmărește, să vezi când... Și calculul, eu discut. David. Da, David. 52. Nu, vine acolo. 1200 la 100. Deci, centimetri în metri, trebuie să pară 100. Și ce va fi? 12. Deci 12 metri. Mă, vezi, corect. 15 metri. Cu 15 metri. Plus 25 de metri. 25 metri. Și facem, în total, variat. Cât a făcut? Și faci 52 de metri. 52 de metri. Mai dau eu un lucru și zicem așa. 320 de centimetri cubi plus 0,25 hectolitri plus 13 13 metri cubi egal câți litri? Egal câți litri? Lucrează. Hai să vedem, Andrei. 320 cm la 3-a este egal cu 0,32 de litri, adică am transformat în decimetri. Deci, decimetri. Egal cu 0,32 decimetri cubi. Am gândit el așa. E bine? E bine, copii? Să întreb pe... E bine, dar bine. Decimetri cubi. Dacă e bine. Deci metri cubi, da? Așa, deci este bine. Plus 0,25 hectolitri. Plus 25 de litri. Plus 25 de litri. Dacă este de acord și Horia. Da. E bine Horia atunci. Plus... Plus 13.000 de litri. Să vedem, Daria. Daria nu-i de acord, nu-i de acord. O să vedem, atunci, zi-mi, Daria. Poate ai minutat. Nu. E de acord, nu-i de acord. 0,25 hectolitri, să ne ducem, litri vrem să ajungem. Da, eu nu, eu am scris la cură, dar eu am scris 0,25 hectolitri cubi de asta. Hectolitri cubi? Nici nu merita să spunem hectolitri cubi. N-am scris. Stai o secundă. Hectolitri cubi ca unitate de măsură? Nu există hectolitri și cub. Hectometru cub. Da? Hectometru cub, da. Dar hectolitri cub. Bun. Deci bine, pe Darea, ești de acord, da? Și ultima. Și Davide? 1300 de litri, 13.000 de litri. 13.000 de decimetri cubi, nu? Da, și adică 13.000 de litri, dacă sunteți de acord, dar Davide, da. Darius, da. Ești de acord? Da. Cum am gândit el de a zis 13.000? Era 13.000, trebuie să se transformăm în decimetri și sunt decimetri cu și e de o scară. Așa. Și cum crezi și descrezi din mie în mie, ăsta e motivul, da? 13.000 de decimetri cu, care înseamnă litri deodată și să zicem egal mai departe cu 0,32 litri, îmi permis să spun acum, plus 25 litri, plus 13.000 de litri, care face, da, idee, cât în total? 13.025,32. 13.000. Corect. 13.000 zis.
25,32 litri. Da? Asta a fost profilat. 30. Domnul profesor, vreți să le întrebați unii arul, unii hectarul? Sigur, sigur. Dacă deci la unitățile de măsură, la lungime, la litri, unde se mă duc locază să prind ce spre noțiunea de arii? Arul și hectarul. La care scară? La? La metri. Deci la metri. Adică un dam înseamnă un ar, da? Sau un impadier zice în altă parte. Nu, el vezi la metri. La scara asta se poate. Și la dam sau poate zice la hectometru? La o ar... Un ar. Gal, două, trei. Decimetru la doua. Decimetru. Deci, un ar înseamnă decimetrul la a doua. Ia-ți de acolo. Un ar înseamnă un decametru la a doua. Un decametru? A, decametru. Să-i facem cu roșu, profesor. Hai să-i zicem. Deci, să insistăm, pentru că vedeți voi, nu vă este clar asta. La suprafață, aria înseamnă, a un ar înseamnă câți metri așa și câți metri așa să fie un ar. Un pătrat de cât? Un pătrat de Daria de 10 metri. Cu latura de 10 metri. Deci un ar înseamnă un pătrat de latura 10 metri. Da? Deci 10 metri. Aș insistă. E vorba aici un dam. De-aia e la pătrat. Da? Deci un pătrat la pătrat de 10 înseamnă... Că aici nu poți să fie piscala, e la ar. Ar. Da? Deci fiindcă e... De 10 metri. De 10 metri. Da. Și hectarul unde să-l pună? La câmă. Da? La câmă hectare. Care înseamnă, de fapt, ce înseamnă un hectar? Un pătrat cu latura de 100 de metri. 100 așa și 100 așa înseamnă un hectar. Cât apă. Deci dacă aveți sara, voi duci să știți la dam, pătrat cu menționare. Numai la pătrat. Deci la pătrat. Un pătrat cu latura de 10, un pătrat cu latura de 100 înseamnă un hectar. Da, și acum... Mai facem niște dam, pătrat, să-ți dam pot. Îl facem, pentru că... 3,3 dam. 3,3 dam. Plus 0,067 hectare. 0,067 hectare. Minus 9900 decimetri pătrați. 9900 decimetri pătrați. Egal. Pătrați. 9900, a spus 9900. Așa, egal câți metri pătrați. Și pe rând fiecare. Egal, câți metri pătrați. Da, metri pătrați. Ia, 3,3 dam. Cine e domnul? Da, e. Doar dam. Acolo e hectar. 3,3 dam. Da. Nu, acolo e 9900 de metri pătrați, ați spus bine. Da. Păi da, dar prima. Da, păi da, da, prima nu trebuie să fie da. Ar. Așa. Da. Gardemila. Da, la a doua sau un alt. E o greșeală, da? Da. Gardemila. Voi te spuneam. Da, da. 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 Altfel să merg cu bine. Trebuie să transformăm în metri? În metri pătrați. Așa. Metri pătrați, zice Daria, dar noi încă nu suntem convinși. Să vedem, Darius, tu ce părere ai cu mine, 330 metri pătrați. 3,3... E o scară, o 100. O 100, da? Imediat. Și atunci îl face... 30. Da, corect. Dacă ar fi fost decimetri pătrați, cât ar fi fost? 3,3 în metri. Ar fi... Deci...
metri. Decimetri metri? Da. Decimetri metri, da. Pătrat. Ar fi... 0,033. Așa. Dar atunci mergem mai departe. 0,067 hectare, Davide. Egal cu 990 de metri. Egal cu? Hei, la hectare ești, Davide. Stați. 0,067 hectare. Aveam 670 metri. 670 metri pătrați. E bine, da? Deci plus 670 metri pătrați. Și în sfârșit, minus 9.910 metri pătrați este egal cu 99 metri pătrați. E bine, da? E bine, da? Plus sau minus 99 metri pătrați. Și final, egal cu 330 plus 670 minus 99 face cât? 901 metri. Acolo la 0,067 hectare, bine? Da, 0,067 hectare. Dacă sunt 670, ar fi bine. Dacă sunt două scări și trebuie să mulgeți coșturile și va fi 4 zerouri, sunt deja 3. Acolo dăm așa, 767 și mai dau 0. Și bine, da? Da. Poți, da? Toată lumea e de acord cu asta. Da. Bine. Păi de rând pe unul. Da. 3.000 de decimetri cub. 3.000 decimetri cub. Plus minus 0,02 metri cub. 0,02 metri cub. Plus 0,01 decametri cub. Egal cu câți decimetri cub? Egal cu câți litri? Cum da. Egal cu câți litri? În litri. Decimetri? Deci, ce-ați zis? Mi-e rândul, să vorbim și fiecare. Voi lucrați independent și... Deci, litri trebuie să ne dea? În litri, da. În litri, da. Da, da, da. Daria, începe tu. 3.000 de litri. 3.000 de ai șanse că deja decimetru sub. Da. Deci 3.000 litri. Da, vede. 20 de litri. Plus 20 de litri. Și Darius? Domnul, dar prima e minus. Minus, unde? Minus 20 de litri. Minus 20 de litri. Și? 100 de litri. Plus 100 de litri. 100 de litri. Nu sunt de acord. Nu este de acord. Nici. Ce? Plus 100 de litri. Da, da, uite-te puțin la scară. A, da. Atenție multă. Deci eu n-am... Parcă cu asta ai rezolvat problema. Deja ai scris o trăsnaie acolo. Deci atenție multă. Acesta reclamă ce? Neatenție, spui tu. Da? Ai dat deja răspunsul. Nu te grijă. După ce analizăm, vorbim. Da? Face cât aici? Câte decimale în dreapta trebuie să prindă? 3. Și atunci cât vine? Sunt 200, domn profesor. De la Adam, la? La decime. Sunt 60. 60. Adică să fie un urmat de 40. 2 le am aici, mai trebuie 4. Și face un urmat de? 40. 10. Deci vine 10.000. Da. Și face cât în final, Darius? 10.000, 3.000... Și 20 pe minus 20. Cât? Acolo e 10.000 și din 3.000 ai scăzut 20. 12.000 și
12 minus 80. Rezultatul final. Da. 12 minus 980. 980. Deci da. Mai au dificultăți. Da, 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 mai facem încă o mână. Eu vreau să apară momentul de ce exact. Eu exact. Deci vă rog și urmăriți. 0,246 de 0. Nu, 2, 4, i-am numărat, 6 de 0 urmează. 2, 3, 4, 5, 6. 5, 6. Și 9, 5, 4. 9, 5, 4. Deci dam la 3. Dam cub. Dam la 3. Plus. 8,35 metri cub minus 35 cub. Deci 8,35 metri cub tot profilul minus 17.800 centimetri cub minus 17.800 centimetri cub minus 428 ori minus 428 ori 10 la 5 milimetri cub egal în litri. Dar nici eu nu vreau să vă văd oftând, pentru că nu-i greu, nu-i ușor, nu-i... Nu este dificil deloc. Gândim, uitați scările, deci eu cu astea în față n-aș greși niciodată. De aia să vi le faceți pe care. Ciorna. Da, da, da. Vorbește pentru prima dată, Arius. Deci... Ai 0,6, 0,954 gram. Cât în litri mie? În litri, da. Adică în litri sau în ce lici? În decimetri cubi. Deci în decimetri cubi, că fiind aici în dam. Păi stai, domnul profesor, sunt de jos. Două scări. Uite aici. Câte zero-uri de jos? Păi sunt două scări. Da, lasă-mă să... La, la. Pe care lucrează, îl așteptăm pe el să se pronunțe, după care vedem dacă se pornea acolo. Adică ar fi 954 de decimetri cub, nu? Da. El asta spune, un pic. Nu ești de acord, cine nu este de acord. Cine nu este de acord? 954 de decimetri. 2, 2. Ore 3, 4. Da, toți 4 sunteți împotrivă. Să vedem punctul de vedere al lui Andrei. Nu, 9540 de litri, da? Sunteți de acord? Nu, câte sunt? 6. Sunteți de acord? Sunteți de acord? Sunteți de acord? Păi, eu vreau să, de la decimetri până la... De la decametri până la decimetri sunt două scări. Adică 6 zerouri. Și au 9, 5, 4 și încă 3 zerouri. Și nu o să fie 0,0009 ori. Da. Poți să spun, dar stai, vine. Daniel, urmărim. Urmărește. 0,954. Așa. 0,954. Da, câte 0? Păi ai odată 3 și odată 3. Și tai 6-0 cu pixul. Da. Tai 6-0 ori de acolo. Uite, da. După 0. Și tot e 0,954. Fiind aici, da. Punem pe bilica la contribuție. Și atunci trecem la dreapta. O dată peste 39 cm. Păi vedeți, dar e așa zic. Și încă o dată Daria la decimetri cub. Și atunci, aici a ajuns virgula. Ajungând aici, înseamnă 0,954, da? 0,954 de decimetri cub. Plus 8,35 metri cubi. Cine vorbește, domnule? Tot David, Darius. 8,35 metri cubi. Câți? E o scară. E o scară. Adică... 8,350. Cât? 8,350. Deci se duce la dreapta.
atenție, nu te entuziasma, ci gândește la faptul că ai spus de fapt nu că... și multe greșeli. Deci, ne ducem la dreapta, că este trei cifre, da? Da. Și vine 8350, 8350 decimetri cubi. Minus Andrei 17,8, sunteți de acord, da? Da, 17,8 decimetri cubi și minus 428 ori 10 la 5 milimetri cubi, care înseamnă 428. Și ziceți 10 la 5 milimetri cubi, adică... Da, ori 10 la 5. Deci 428 ori 10 la 5. Adică... Fii ajută, 1 urmă de 5 zero, 10. Să vă spun 10. Da, știi? 1 urmă de 5 zero. Știu, știu. 10. Cât face? Cine spune? Eu vă spun. Așa-ți, acolo sunt milimetri. 42,8. Da. Milimetri. 42,8 litri. Da. 42,8 corect. 42,8. Deci, el spune. Eu scriu numai și vă mai gândim. 40 decimetri cubi. Da. Hai să urmărim dacă a avut dreptate sau nu. Darius, ce părere ai tu? Te poți pronunța sau cinstit? Da. Nu? O dreptate? Păi 10 la 5 este 100 de mii. Sunt 5 zero ori da. Adică... De la milimetru la decimetru cub, câte trei grame? De la milimetru la decimetru, da. 26. 2-3. Adică 6 zero. 6 zero ori, 5 le avem. Și mai rămâne 8, cu care dăm după virgulă. Deci mai trebuie încă o 10 mamă, încă o 10, un 10 la 1, iar ca să fac 10 la 6, atunci mi-ai pus aici virgulă. Poți să spun mamă de ceau? Da. Am 428 și am înțit cu 10 la... Dar am înțit cu 10 la 5-a. Știu de la milimetri cubi, trebuie să mă duc până la decimetri. Și am văzut că am 10 la 6-a. Și 10 la 6-a a scăzut 10 la 5-a. Și m-a dat 10 la 1-a. Și am împărțit. Tocmai, ai făcut corect și ai zis așa, aș mai avea nevoie de un 10, tu ai 10 la 5, am împărțit la 10 la 6, nu? Da. Adică din 10 la minus 1, mai greu să înțelegi. 10 la 6 la 5. Da, am înțeles eu ce am întâlnit. Oricum, este corect raționamentul final la modul care te-ai pronunțat. Pe data l-ai spus corect. Așa este. El și-a închipuit că a avut cele 5 zero ori. Și acum când am tăiat, 6. Pe 5, 6 numărăm, aici zice ce trebuie să mă duc. Îți ajută 10 la 5. 40, neapărat. În loc să scriu cele 5 zero ori, i-a scris concentrat 10 la 5. Corect. 40, 10 metri cub. Și în final, hai să vedem cât scrie. Deodată. Păi, corect. Păi, deodată. Păi, de două ori. Cum? De două ori. Cu cine ai dovedit? Ai fi, este 8350,954. Aia sunt litri? Dacă decimetri cubi sunt litri, da? Da. Bravo. Deci, în clipa asta, totul este surprins. Așa, totul este numai în decimetri cubi și litri. Așadar, facem total 1350. Hai să o găsim copiii, clasa 5-a repede. Hai să vedem dacă vă dau la fel. Răspunsul corect, finalul? Zici, Davide. 8.290. Confirmă că a fost. Da. Deci 8.290.
Pierdut 354 litri. Deci după ce ați făcut asta, putea să-i adunați pe ăștia. Și când scădeam din toată suma, rezultatul la altul e mic, da? Și în felul ăsta, de asta răspunsul corect. Da. Facem problemă? Exesăm, da? Și să facem și o problemă. Le mai lăsăm scara de profesor ca să obișnuiască? Dacă au nevoie. Da, problemă, da. Să zicem. Deci, deși eu v-aș propune acum să aibă scala în minte și șterge. Să vedem dacă vă scala cum reacționează. Ați uitat? Dacă o reviți, scrisă pe care... Lăsăm un decimetru cub egal în minte, da? Legătura între capacitate și volumul. Hai să vedem. Dacă încă nu... Avem un sfârșit. Un vas care e formă unui mare metru cubic. Forma unui mare metru. Ce înseamnă paralelepiped? Știi ce înseamnă grup paralelepiped? Da, Darius. Darius. Nu știi. El nu știe ideea la un paralelepiped. Da. Paralelepiped, un pic înseamnă o cutie de carton pe care a zis, sau o cutie de hibrid. Da. De hibrid, la dimensiunile care are lungime, lățime și înălțime. Am vorbit despre... Adică are și înălțime. Are și înălțime. Uite, vezi aici, spațiul în care suntem noi aici, este un paralelepiped. Uite, cutia aia. Da, și aia este paralelepiped. Sigur că da. Și cutia asta de aici. Da. Avem corect. Lungime, lățime și înălțime. Și toate fețele ce sunt, Darius? Toate fețele ce sunt la paralelepiped? Uite la penalul. Dreptunghi. Așa. Toate sunt dreptunghi, da? Este dreptunghi, mă știu și... Nu, acum sunt dreptunghiuri. Da. La penală sunt deci, dreptunghiuri. Toate fețele sunt dreptunghiuri. Și ele sunt egale, dreptunghiurile. Și este două de două. Adică alea două. Astea două, astea două. Și cele de desubt, da, deasupra și deci. Deci, asta vreau să înțelegem. Și să spun. Deci, asta reforma unui paralel de dreptunghiuri cu dimensiunile 6 decimetri. Deci, lungimea 6 decimetri. Lățimea 5 decimetri. 5 decimetri. Și lățimea 4 decimetri. Ha, și noi, da. 4 decimetri. Se umple cu apă. Se umple cu apă, vasul. Calculați câți decimetri cub de apă încapă în vas. Deci, prima întrebare... Câți decimetri cub de apă încapă în vas? Câți decimetri cubi de apă încapă în vas? Și B, dacă scoatem din vas o cantitate de apă, dacă scoatem din vas o cantitate de apă egală cu 5 pe 12 din cantitatea totală, ce cantitate de apă rămâne? Desfatem 5 pe 12 din... Cantitatea totală. Cantitatea. Din X, ca să notăm așa, ca să da. Cât rămâne? Cât apă rămâne? Cât apă? Ziceam, profesor, la apă volum. La apă? Ce facem? Volum. La apă volum. Aflăm volumul paralelepipedului, zice el. Deci, iată... Paralelepipedul. Deci, să ne-am paralelepipedul.